Pitbull, yeah! Duce-mă mai încolo! Dar ce, te încurc eu? Da, unde e întrerupătorul? Ce întrerupător? Că n-avem lumină! Cu ce te încurc? Că existi! Unde sunteți? Că nu văd nimic! Dar ce faci acum? Caut bricheta! Nu avem o lanternă! O, lanterna! Ungure, unde-i? Nu mai are baterie. Ai, bem ei sucul, amu, i-am pus baterii noi. Da, da, am fost în Beș să caut vin. Și l-ai găsit? Nu. Ce-ai găsit? L-ai gata drojdit de mult. Ai trăznit iar în cap de bețăvan nenorocit, ungure! Deci stați un pic, eu propun să reorganizăm. Am luat deja de 3 ori. Nu este nicio problemă, am rezolvat. O veni lumina! Fuuu, la fix! Eram gata să... Este! Hai să bem! Cum ai rezolvat guștere? Am tras de la vecinul și așa-mi tăzice că fur curent. Amui, l-am furat pe bune! Bă, unde-i pasca? Guilty! Normal, numai tu poți bea pe întuneric! Ia stați un pic! Ce vrei? Puteți să-mi explicați ce înseamnă asta? Ce? Tablou? Aha! Păi, ceva care să ne amintească de prietenul nostru, Neluțu. Să ne amintească? Nu te vom uita niciodată, Neluțu. Vei rămâne mereu în sufletul nostru. Unde-i Neluțu? Îi într-un loc mai bun, coptile. Încă nu, dar imediat. Unde-i Neluțu? L-ați tăiat pe Neluțu? A fost un animal bun. Nu încă, dar imediat. De ce? Mă, coptile... Era prea mult, mă! Plin de animale în casa asta! Marius, Neluțu, Unguru... Mersi! Dar de ce? Păi, coptile, din seria mi foame și pentru că mâncare! La voi totul e despre mâncare! Da! Chiar nu mai avem ce mânca, pe cuvânt! Avem, dar... Eu nu cred până nu văd! Mânca vă corcazul de fomiș și buba neagră, că mânca asta ce prindeți! Coptile, stai, unde meri? Mă duc să-l văd pe Neluțu! Neluțu nu-i acolo, coptile! Îi pe masă! Bă, taci și tu, mă, măcar nu-i mai aminti! Coptile, nu e aici, vezi? Atâtea nopți nedormite, atâtea povești! Ce? Ce zici? Eu vorbesc cu ei, știți? Cu cine? Cu Neluțu, cu Marius! Coptile, trebuie să merg la psiholog, mă! Nimeni nu vorbește cu animalele! N-ați zis dumneavoastră că ați vorbit cu un ponei! Era unicorn! Na, și eu-s nebun! Da, da, eram în Amsterdam! Acolo unguru a vorbit cu un dragon! Hai, cât am râs cu el, doamne feri! Era mega amuzant dragonul, ce dume scotea pe guri! V-ați împrietenit cu dragonul? Da, i-am cerut un foc și apoi am intrat în vorbă. Da, și eu să la nebun! Ok! Bine, dar acum ce aștepți aici? Nu înțeleg! O trecut 3 zile! Poate! Aștept să învie? Păi... Adă-gă-mă, mă duc să beau ceva! Coptile, aici nu e ora biblică sau cartea cărților. Numai Iisus învie după 3 zile, mă! Nu, că eu m-am rugat! Ce simpatic ești, coptile! Nu-l puteți voi mânca! Cu ce viteză mă rog eu? Te rogi? Mă rog! Mă rog! No, ia rogă-te să vedem cum învie! Nu credeți! Ba, cum să nu? Când termin să-i scrii o scrisoare și la moșu, bine? Gata! Liniște, că mă rog! Da, gata, liniște, lăsați noriașul să se roage! Fii atent cu ce patos bagă ăsta, chiar crede, mă! Bem ceva între timp! Stai liniștit, că nu durează! What? Ha? Neluțu! N-o să-mi bag! Vai, cât am băut, mă! Ați văzut? Puterea Jesus-ului! Adă-gă-mă, minunea de pe electrolizei! Fucking shit-ul măsii, nu-mi vine să cred! N-o cum e a Taylor? Șahmat! Adă-gă-mă! Îi clar, trebuie să mă internez la azil. Ungure, cred că trebuie să ne declarăm uimiți și să spunem în cor: Neluțu a înviat! Adevărat că a înviat! No, Shamu, ce facem? Mi-e foame! Ce avem de mâncare? Nu știu, dar câteodată am...
am impresia că singur într-o bulă invizibilă. Vorbesc, dar nu mă aude nimeni. Îmi ies cuvinte așa pe gură, dar parcă am tăcut tot timpul. Nu știu, să fiu eu de vină sau nu mă trec printr-o fază. Am nevoie de ajutor? Bă! Și cu sicriu ce facem?